Bună găsit, sunt Manuela Stamate Costea și așa cum v-am promis și luna aceasta o am în bucătăria mea pe Mama Oltea. Bună dimineața! Bun, mama! Uite, pentru că toți cei care ne-au urmărit și vă mulțumesc foarte mult tuturor și-au dorit să te mai vadă și să mai aduci rețete bune pentru ei, spune-ne, te rog, ce ne propui de data aceasta? Da, astăzi o să facem o rețetă mai deosebită care se numește iuțeată. Iuțeată se numește deoarece are foarte mult ardei iute. Ia uite ce am cumpărat eu astăzi. Și predomină ardeiul iute. Este nemaipomenit. Va fi foc de data asta. Foc va fi. Bun, hai să le spunem despre ce vom face astăzi. Avem așa, gogoșari, ceapă și ardei iute. Eu am să combin cele două variante de ardei. Oricum o să iasă foc. Și am să vă spun în felul următor. Pentru început, ar trebui ca ceapa și gogoșarii să fie date pe mașină de tocat. Eu sunt certată cu mașina de tocat, atunci când am nevoie o aduce mama pe ei de acasă, am o problemă cu mașina de tocat. Însă i-am propus mamei ca de data aceasta să nu aducă mașina și să le dăm prin blender și treaba să meargă cu mult mai repede. Deci, pasul următor este să dau legumele prin blender. Mergând pe principiul mama îmi punge și eu trag, mama a curățat ceapa, iar eu blenduiesc. Exact așa întreagă am să o pun. Voi, desigur, dacă vreți, folosiți o mașină de tocat, carne, pe cuțitul mare, nici nu știu, cum se zice, mama? Cum îi zici? Pe cuțitul mare, nu? Pe un singur cuțit are mașina de tocat. A, da? Pe sita. Abar nu am. Ei, dragilor, mama, am dat pe mașina de tocat ceapa. Foarte bine. Foarte repede, nu-i așa? Sunt și o mare repede, gospodină. Stai. Stai așa. Stai, Edi, nu te grăbi. Știu că adori mirosul de ceapă. Știți cum mirosim noi în ultimul timp? Doamne, doamne, a gospodină. Soțul meu așa este, că miros a gospodină. Dau pe mașina de tocat gogoșarii. Bun, mama, gogoșarii, rezolvați. Da, mama se minunează acum, știi? Mi-am dat eu pe mașina de tocat. Bun. Am pus la foc mic ceapa și gogoșarii. La rețetă spune că se adaugă apă. Nici nu știu, pentru că în blender a ieșit un pic mai apoasă treaba. Am să adaug doar jumătate din cantitatea de apă și vedem ce rezultă. Cât timp va fierbe această compoziție, o să ne ocupăm mama, cu mănuși desigur, de acea ciușcă, pentru că la rețetă așa spunea, să dăm și ciușca pe mașina de tocat. Eu însă mă gândesc să o toc la cuțit fin, ca să fie ceva crunchy la final, nu? Facem asta. Să se simtă. Ca să nu stăm degeaba cât fierbe oala, nu? Ei, mama, îți propun un concurs. Hai să vedem cine toacă mai bine și mai repede ciușca. Începem. Eu îmi pun mănuși. A, ești mi-am pus, mea, mi-am pus. Îmi pun mănuși, știți de ce, dragilor? Pentru că mi-este teamă că, fără să-mi dau seama, e posibil să pun mâna la ochi după ce toc ciușca. Da, și asta deja, e foarte bine. Deja e necăcios. Ciușca se pune cu tot cu... deci ne trebuia și masca, cât e de iute. Cu tot cu sâmburi, dragilor, da? Mama a câștigat concursul, a tocat mai repede decât mine. O pun în compoziție, cu tot cu sâmburi, ați reținut, da? Amestecăm, lăsăm să dea un clocot-două, să scadă puțin și o să vedeți imediat pasul următor. Auziți cum fierbe? Fierbe frumos și domol. În momentul acesta, pentru că a dat deja un clocot, am să adaug
zahăr este opțional. Însă eu totuși vreau să-i pun, mama, ce zici? Mama nu mă lasă să-i pun zahăr, dar un pic, un pic, ca să-i dea acea de, știi, acel touch de dulce. Am să-i pun foarte puțin zahăr de floare de cocos și oțetul se pune în acest moment. După care se lasă la fier cel puțin 30 de minute și o să vedeți următorul pas imediat. Iuțeata noastră este gata. Am să aduc un pic aici să vă prezint. Și în acest moment, stați așa să opresc și focul. În acest moment ea trebuie pusă la borcane, capsată și direct la păturică, la plăcumioară, până mâine dimineață, poimine, până când s-o răci, fierbinte. Iar practic e așa, se va steriliza. Am învățat bine, mama Alexia? Da. Dragilor, o nouă rețetă minunată, care e un preparat pe care voi îl puteți adăuga în orice sos faceți, în orice tocăniță, ciorbe, supe, pe... Lângă frictură. Zice mama. Merge practic în orice combinație și cu orice vă place vouă. Mama, îți mulțumim pentru încă o rețetă minunată. Cu mult drag și altă dată am făcut și o rimă. Păi, clar ne vedem sâmbăta viitoare și să ne bucurăm. Avem 5 zile de sâmbătă în luna aceasta, deci vor fi 5 rețete minunate alături de mama. Mulțumesc, mama! Cu mult drag! Vă mulțumesc și vouă că ne urmăriți și vă dau întâlnire sâmbăta viitoare!